eu să vă dau un exemplu, domnul deputat, dacă îmi permiteți un exemplu. Iată ce înseamnă manipulare. Iată, dintr-o fracțiune parlamentară au plecat niște deputați. Da. Și fracțiunea aceea se indignează și spune, noi condamnăm traseismul politic, e ceva oribil, îi subminează democrația și pune punct. Fără a spune că acești oameni au plecat la niște bandiți. Deci că colegii acestor infracțiuni. Iată, când dai numai partea asta că au plecat și condamn, fără a spune că au fost cumpărați de un bandit. Iată, asta e știți cum, a porționa, așa, așa, nu spune până la capăt unde s-au dus bandiți, unde s-au dus, scuzați, colegii. Iată, iată asta e manipulare. Da? Sau când era vorba de pandemie, când s-a alimentat atât isterie ce, domnule, și un lider de partid chiar spune, da, eu mă vaccinez, dar nu mă vaccinez. Da, eu... Iată, e ca asta e gen de manipulare, înțelegi? Și noi trebuie să ajutăm cetățenii să le dăm informații corecte ca să poată distingi, da, unii manipulare și unii nu manipulare. Asta așa ca exemplu. Vă mulțumesc.